Dezbaterea organizată de reprezentanții Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei a fost prilejuită de aniversarea alteței sale regale, Principele Nicolae, nepotul regelui Mihai, care a împlinit 30 de ani. Întâlnirea a debutat prin intonarea imnului regal. Organizatorii au propus această dezbatere cu scopul de a găsi un răspuns la întrebarea ce se potrivește românilor mai bine, monarhia sau republica. La eveniment au participat, pe lângă simpatizanții monarhiei, profesori veterani de război, foști deținuți politici și elevi. În tradiția poporului român nu a existat niciodată republică. Am încercat să vă demonstrez acest lucru. Nu zic că astăzi, dacă avem republică, e ceva rău. Ce fel de problemă? Putem analiza, cântări, putem sesiza fiecare dintre noi, dăm seama acest lucru. Numai că din punct de vedere al istoriei vrem să se facă oarecum, oarecare, să zic așa, dreptate, încercând să sugerăm că ar fi cazul să fim măcar întrebați. Istoricește vorbind, nu altfel. Regele a plecat cu vagoane întregi, se spune că a plecat, pline cu avuții. Ce poate și închipui comuniștii le dau voie să plece cu valori? Când și piaptă nu i-a fost. Matriculat, pus numărul cu tare. Momentul abdicării regelui Mihai de la 30 decembrie 1947 a fost din nou dezbătut, după ce a avut loc o trecere în revistă a etapelor definitorii în istoria românilor, care confirmă faptul că în acest spațiu geopolitic nu există tradiție republicană. Dimineața la ora 11 era monarhie, la ora 3 era republică. Azi avem republică, e foarte bine, nici fel de problemă, suntem, dar problema este alta. Noi ca istorici, vă spun pur ca istoric, am o întrebare. Când vom fi întrebați dacă actul la 30 decembrie 1947 a fost un caz normal? Ca istoric vă întreb încă altceva. Pentru că mi se pare ciudat să intri în conflict cu Constituția la acea vreme. Adică aici în țară s-au făcut niște schimbări fără să fie întrebați nimeni dacă le doresc sau nu. Imediat ne-am trezit cu o republică. O tradiție republicană nu există în spațiul românesc. Dacă stați să vă gândiți la istoria de clasa 8-a, Decebal rege, Burebista rege, Ștefan cel Mare voievod, Mircea cel Bătrân voievod, calculați apoi din 1947 până azi cam cât a fost republică, gândiți-vă apoi în ce măsură am avut libertatea să ne alegem forma de guvernământ în 47 sau ea a venit impusă pe tancuri, în ce măsură republica a fost legitimată după 1989, în ce măsură ne mai dorim republica, sigur asta o să vedem probabil în viitorul apropiat. O prezență emoționantă la dezbatere a constituit-o colonelul în rezervă Dumitru Petcu, veteran de război. Acesta a arătat tuturor că viitorul aparține tinerilor. A ținut în mod special să facă această referire, cu atât mai mult cu cât se aniversa alteța sa regală, Principele Nicolae. Toți am primit acest tablou frumos, tânăr. E vorba de un nepot al regelui cu un an mai mare decât nepotul meu. Viitorul este al acestor copii. Copii bine pregătiți, educați în spiritul dreptății, al umanității, nu al necinstei. Alteța sa regală, Principele Nicolae, este nepotul regelui Mihai al României. S-a născut la 1 aprilie 1985 în Elveția. Este fiul principesei Elena și este, la momentul actual, al treilea în ordinea succesiunii la tronul României. În ultimii ani s-a vorbit din ce în ce mai des, ca fiind posibilul urmaș al regelui Mihai la tron. De câțiva ani s-a stabilit în România și a refuzat să mai vorbească o altă limbă decât româna. Este implicat în acțiuni ecologice și nu numai. Promovează sportul național Oina, care căzuse complet în uitare.